Seara o să vă prezentăm în cele ce urmează principalele acte normative adoptate în ședința de guvern de astăzi. Alături de mine este Ministrul Finanțelor Publice, domnul Florin Câțu, care vă va prezenta proiectul privind normele de aplicare a unor scheme de garantare aprobate prin ordonanță de urgență săptămâna trecută și finalizarea procedurilor pentru aplicarea măsurilor de sprijin în domeniul economic, iar Ministrul Fondurilor Europene, domnul Marcel Boloș, vă va prezenta principalele măsuri în ceea ce privește posibilitățile de decontare din fonduri europene a unor achiziții și cheltuieli în domeniul sanitar. Vă rog, domnul Florin Câțu, domnule ministru, prevederile legate de aplicarea schemei de garantare pentru întreprinderile mici și mijlocii. Au fost aprobate normele de aplicare. Vă rugăm să prezentați detalii. Mulțumesc. Înainte de a vorbi despre ce s-a aprobat astăzi în ședința de guvern, aș vrea să le aduc aminte românilor că tot astăzi a fost publicat în Monitor Oficial, au fost publicate normele pentru aplicarea ordonanței care amână ratele românilor până la 9 luni de zile. Din acest moment, 45 de zile, românii care doresc să beneficieze de această facilitate pot să se adreseze băncilor, persoane fizice, persoane juridice și pentru 9 luni de zile să nu mai plătească ratele la bancă în condițiile în care sunt prezentate în ordonanță de guvern și în normele de aplicare. Totodată le cer băncilor să trateze cu celeritate aceste cereri, pentru că știm foarte bine momentul în care se aplică această amânare este momentul în care se face cererea de către cetățeni. O facilitate care nu trebuie uitată din această ordonanță este aceea că românii care își plătesc restanțele la momentul în care fac cererea pentru a avea ratele amânate pot să beneficieze de această facilitate. Deci este un lucru care nu trebuie uitat. Cât mai mulți români pot să beneficieze. Sunt români care au fost afectați direct sau indirect de criza prin care, de sănătate prin care trece astăzi România, și aici mă refer la acea situație în care poate unul dintre soți este afectat și aceștia beneficiază de amânarea ratei. În norme veți vedea mai multe detalii. Dar începând de astăzi, românii pot să solicite amânarea ratelor. Referitor la programul de finanțare a companiilor mici și mijlocii, ordonanța cu ajutor de stat a fost aprobată săptămâna trecută. Astăzi au fost aprobate și normele de aplicare, metodologice de aplicare, și aici intrăm în linie dreaptă. Câteva modificări care au apărut. Pentru capital de lucru se poate ajunge acum până la 5 milioane de lei. Capitalul de lucru este garantat 90%. Pentru investiții se poate ajunge până la 10 milioane de lei. Companiile pot să opteze și pentru capital de lucru și pentru capital de investiții. Dobânzile sunt subvenționate 100% de statul român. Și aici cerem sistemului financiar bancar să răspundă cu celeritate. Știm foarte bine că cele două măsuri, amânarea ratelor până la 9 luni de zile și acest produs, înseamnă și eforturi și costuri pentru sistemul financiar bancar, dar așa cum am spus de fiecare dată, este un moment în care trebuie să fim solidari și să suportăm costul acestei situații împreună. Nu în ultimul rând, tot în ședința de guvern astăzi, am prezentat în primă lectură rectificarea bugetară, prima rectificare bugetară pentru acest an. Am mai anunțat public, majoritatea fondurilor se vor duce către Ministerul Sănătății și Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Pentru Ministerul Sănătății sunt mai multe cheltuieli și pentru spitale, dar vreau să menționez aici clar că vom suplimenta bugetul pentru plata concediilor medicale cu cel puțin 1 miliard de lei. În ceea ce privește cheltuielile pe care le-am anunțat deja, pentru cu șomaș tehnic și cu alte forme de ajutor, și acolo am suplimentat fondurile cu cel puțin 7 miliarde de lei, ca să ne asigurăm că pentru perioada stării de urgență și perioada prelungită a stării de urgență, fondurile sunt acolo, că oamenii primesc banii în cel mai rapid timp, la timp, și nu există întârzieri.
efortul bugetar este unul foarte mare în acest moment. Avem, în acest moment avem o creștere a cheltuielilor și veți vedea cât înseamnă la momentul în care vom publica rectificarea bugetară, dar și o scădere a veniturilor, pentru că foarte multe companii au fost închise și asta înseamnă că deficitul pentru anul 2020 crește semnificativ. O creștere a deficitului semnificativ înseamnă și o finanțare mult mai complicată pentru această perioadă. Rolul nostru este acela de a ne asigura că oamenii primesc la timp și pensii, salarii, ajutor de șomaj, dar asta nu înseamnă că va fi ușor. De aceea, în acest context, ne uităm la o reevaluare a cheltuielilor bugetare pentru tot anul. Vom avea o concluzie cât mai curând și vom veni și cu această informație. Iar pe partea de venituri, am mai spus și repet, companiile care au astăzi activitate și pot să plătească la buget venituri, contribuții, ar trebui să o facă. Pentru că noi vom transmite înapoi în economie acești bani foarte rapid, așa cum am făcut în martie când am dublat suma ramursată de TVA la 3 miliarde de lei, vom continua să facem acest lucru, plătim în continuare facturile statului, chiar în aprilie vom face returnarea TVA fără sau cu un control ulterior, dar dacă noi facem acest efort, este nevoie ca și din partea cealaltă să vină veniturile, să continuăm să menținem acest circuit în economia al banilor, pentru că trebuie să menținem activitatea atât a companiilor, dar și fluxul acesta. Asta înseamnă pentru noi și un cost de finanțare mai mic. Atât timp cât vin banii înapoi din impozite, noi îi întoarcem în economie, este nevoie de finanțare mai mică din piața financiară sau din alte surse. De aceea, repet, companiile care pot și au astăzi surse să-și plătească impozite, trebuie să o facă, pentru că așa nu ne ajută doar pe noi, ajută întreaga economie. Este un efort pe care îl facem împreună. Mă opresc aici, mulțumesc mult pentru... Mulțumim, domnule ministru. Practic, odată cu aprobarea în ședința de guvern a normelor de aplicare în ceea ce privește schemele de garantare pentru întreprinderile mici și mijlocii, în acest moment putem spune că au fost practic finalizate toate procedurile în ceea ce privește adoptarea și implementarea pachetului de măsuri economice de sprijin ale guvernului condus de premierul Ludovic Orban pentru companiile și angajații afectați de criza provocată de epidemia cu coronavirus. Practic, în acest moment, începând de astăzi, odată cu adoptarea ultimelor acte normative necesare, avem în derulare schemele de sprijin și măsurile de sprijin pentru economie, șomajul tehnic pentru angajații care au contractele de muncă suspendate în această perioadă, pe perioada stării de urgență. Procedura este deja în derulare la Ministerul Muncii și Protecției Sociale. De asemenea, aici și alte categorii de angajați cu alte forme de angajare decât contractul individual de muncă, respectiv ceilalți profesioniști, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, beneficiază în același fel de o indemnizație de până la 75% din salariul mediu și cererile în acest sens pot fi depuse la Ministerul Muncii, la Agenția Națională pentru Plăți și Intervenție. A doua măsură de sprijin economic pentru întreprinderile mici și mijlocii, la rândul ei, această măsură, având în vedere două direcții de acțiune, una pentru capitalul de lucru de până la 1 milion de lei și una pentru credite de investiții până la 10 milioane de lei, practic în urma actelor normative adoptate în ședința de guvern de astăzi devin funcționale, prin Fondul Național de Garantare al Creditelor Întreprinderilor Mici și Mijlocii. Măsura privind amânarea plății ratelor bancare pentru persoanele fizice, dar și pentru persoanele juridice în dificultate ca urmare a epidemiei cu coronavirus, este în aplicare după publicarea acestor norme astăzi în Monitorul Oficial. De asemenea, măsura legată de bonificațiile pentru
companiile și întreprinderile care plătesc la timp taxele și impozitele privind modul de desfășurare, privind obligațiile de plată pentru această perioadă, respectiv 5% pentru întreprinderi, pentru mari contribuabili și 10% pentru celelalte categorii, este în vigoare. În același timp am promis plata obligațiilor statului către mediul de afaceri și companii și în acest sens este deja implementată rambursarea TVA-ului cu control ulterior, deci fără control înainte de plata acestei obligații și nu în ultimul rând digitalizare și simplificarea relațiilor cu instituțiile publice. În acest sens au fost adoptate mai multe acte normative pentru a impune obligația autorităților publice de a accepta documente electronice și înscrisuri electronice cu semnătură electronică, inclusiv în domeniul medical a fost introdusă posibilitatea acordării consultațiilor medicale la distanță. Practic, de la instalarea, de la decretarea stării de urgență în 16 martie, guvernul condus de premierul Ludovic Orban a desfășurat consultări cu partenerii sociali, cu mediul de afaceri, cu reprezentanții ai angajaților și a adoptat și implementat aceste măsuri de sprijin pentru această perioadă. În continuare, o să dau cuvântul domnului ministru al fondurilor europene, domnul Marcel Boloș, pentru a vă prezenta principalele măsuri incluse astăzi în ordonanța de urgență pentru decontarea unor cheltuieli în domeniul sanitar. Domnule ministru, aveți cuvânt. Mulțumesc, domnul cancelar. Guvernul României a adoptat și aprobat în această ședință de guvern un pachet de 5 măsuri care urmează a fi decontate din fonduri europene. Prima și cea mai așteptată măsură pentru domeniul sănătății publice este cea legată de echipamentele medicale și echipamentele de protecție medicală. Așa după cum am anunțat în spațiu public, fondurile care urmează să fie, în limita acestora să fie decontate cheltuieli, sunt de 350 de milioane de euro. Fac un apel pe această cale către unitățile sanitare, dar și către autoritățile publice locale să achiziționeze aceste echipamente care sunt necesare în această perioadă pentru bolnavii pe care îi tratează, pentru că procesul de decontare al fondurilor urmează să se deruleze conform procedurilor europene și îi asigur că vom face tot ce este necesar și Guvernul României va face tot ce este necesar pentru ca aceste echipamente medicale să se deconteze și să poată să fie banii rambursați către autoritățile locale și către unitățile sanitare care s-au implicat în această perioadă în asigurarea cu echipamente medicale și echipamente de protecție medicală. Fac precizarea că tot în ceea ce privește echipamentele medicale, Guvernul României a aprobat inclusiv achiziționarea de spitale modulare și containere de logistică medicală, urmând să fie reglementat cine va fi administratorul acestora pentru operaționalizarea lor. Este o veste bună, o veste de asemenea așteptată de către cei care acționează în domeniu și urmează a se folosi de aceste echipamente medicale. A doua măsură de asemenea așteptată este cea legată de stimulentul de risc pentru personalul medical implicat direct în tratarea bolnavilor infectați cu coronavirus. Este vorba de un număr estimat de 75.000 de cadre medicale cu o valoare lunară a acestui stimulent de 2.500 de lei. Nu
este supus contribuțiilor sociale și nici contribuțiilor de asigurări sociale de sănătate. Singura regulă fiscală aplicabilă acestui stimulent este cea referitoare la impozitul pe venit, adică 10% din cei 2500 de lei se reține netul urmând să fie virat personalului medical. Vestea bună este pentru tot personalul medical, menționez că nu se referă doar la medici, ci și la asistenții medicali, la partea de personal care deservește ambulanțele, la partea de personal paramedical. Deci, Guvernul României s-a gândit la toate cadrele medicale care în această perioadă sunt implicate în tratamentul, diagnosticarea, echiparea, evaluarea pacienților bolnavi cu coronavirus. Este, dacă vreți, un stimulent de risc pe care și alte țări membre ale Uniunii Europene l-au propus și mă refer aici la Bulgaria, Ungaria, Germania, Italia, sunt țări care au propus stimulentul de risc. Este o cheltuială care s-a discutat la nivelul Comisiei Europene și o formă de sprijin pentru cei care în această perioadă grea pentru România intervin în tratamentul direct al bolnavilor infectați cu coronavirus. Cele două măsuri, cum spuneam, sunt măsuri care se referă la domeniul sănătății publice. Apoi a mai fost aprobată o a treia măsură, este cea referitoare la asistenții sociali. Este vorba de un număr de 1000 de asistenți sociali și comunitari care vor oferi servicii de sprijin la domiciliu, de asistență la domiciliu pentru persoanele vârstnice, pentru persoanele de peste 65 de ani care în această perioadă se află în autoizolare și au nevoie de sprijin din partea noastră. E vorba de un număr de 100.000 de persoane vârstnice care a fost luat în calcul și sper ca în foarte scurt timp să lansăm acest apel de proiecte și să poată asistenții sociali să presteze serviciile sociale pentru persoanele vârstnice. Menționez că va fi un tel verde social care va putea fi apelat de către toți cei care au nevoie de serviciile sociale asigurate de asistenții sociali și ne dăm toată silința, depunem toate eforturile la nivelul Ministerului Fondurilor Europene ca asistenții sociali să poată să intre într-un termen foarte scurt în activitate și să poată să deservească persoanele vârstnice. A patra măsură, cea de care a vorbit domnul cancelar, este cea referitoare la șomajul tehnic. Aici Guvernul României a aprobat ca o parte din fondurile necesare să fie decontate din fonduri europene. Este vorba de suma de 300 de milioane de euro pentru moment și pe măsură ce lucrurile înaintează și reevaluăm fondurile care sunt disponibile la nivelul programului operațional Capital Uman să putem discuta și despre o eventuală majorare a acestor fonduri alocate. Și în sfârșit, cea de-a cincea măsură este cea referitoare la produsele de igienă corporală. E vorba de un număr de 170.000 de pachete care urmează a fi distribuite către cei care se află astăzi în carantină, către copiii de la casele de copii și persoanele vârstnice care se află în căminele de bătrâni. Este o formă de sprijin de asemenea cu fonduri alocate din bugetul Uniunii Europene. Este o formă de sprijin
care de asemenea este susținută, cum spuneam, din fondurile europene ale României. Cele cinci măsuri pe care Guvernul României le-a aprobat însumează 810 milioane euro, cu în lei însemnând 3,9 miliarde lei, și acesta este un prim pachet pe care l-am pregătit. În perioada care urmează, vă vom ține la curent cu celelalte măsuri pe care Guvernul României le analizează, discutând chiar și despre măsurile care privesc IMM-urile, pentru că de asemenea este o perioadă grea pentru IMM-uri și ne gândim la forme de sprijin pe care le vom anunța în perioada următoare. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule ministru, pentru aceste detalii. Dați-mi voie să continui prezentarea actelor normative adoptate astăzi în ședința de guvern. A fost adoptată o hotărâre de guvern pentru aplicarea, pentru implementarea normelor de aplicare a prevederilor din Ordonanța de Urgență numărul 29 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare. În speță vorbim despre exceptarea unor profesii în această, pe perioada stării de urgență de la plata utilităților și a chiriei, amânarea obligației de plată a acestor facturi pentru profesiile din domeniul juridic care sunt obligate să nu-și întrerupă activitatea în această perioadă, respectiv avocați, notari publici și executori judecătorești. De asemenea, a fost adoptată, după cum a fost prezentată încă din debutul ședinței de guvern, a fost adoptată ordonanța de urgență privind prelungirea mandatelor pentru autoritățile locale, luând în considerare situația extraordinară actuală impusă de starea de urgență ca urmare a epidemiei cu coronavirus. Guvernul a luat decizia de a prelungi mandatele în curs ale autorităților administrației publice locale până cel târziu la data de 31 decembrie 2020. De asemenea, având în vedere dificultățile în această perioadă și în perioada preelectorală pentru strângerea semnăturilor necesare și desfășurarea activităților necesare pentru înscrierea în campania electorală, Guvernul a luat în colaborare cu Autoritatea Electorală Permanentă și Ministerul Afacerilor Interne au fost inițiatorii acestui act normativ, a luat decizia pentru a reduce la jumătate numărul de semnături necesare pentru depunerea candidaturilor pentru alegerile locale și, de asemenea, dosarele de candidatură vor putea fi depuse electronic, iar listele de susținători vor putea fi semnate și depuse în același mod, respectiv în format electronic. Practic, în momentul de față, obligația privind numărul minim de susținători a fost redusă la 25.000 pentru a propune candidaturi în circumscripțiile electorale la alegerile locale de către partide politice, alianțe politice, alianțe electorale și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale. Acestea pot depune în cel mult 30 de zile de la începerea perioadei electorale liste de susținători la nivel național, care cuprind un număr de minim 25.000 de alegători. Acestea au fost actele normative adoptate astăzi în ședința de guvern. Vă mulțumesc pentru atenție. O seară bună!